Aici ne aflăm tot în satul Dobriceni, în fața Căminului Cultural, unul dintre cele 5 cămine culturale care în 2012, când eu am ieșit primar în această localitate, de orice colț te uitai din interior, vedeai cerul. Deci mai mult de atât nici nu pot să spun. În momentul de față este unul dintre cămine care mă mândresc nu numai cu el, cu toate 5, vreau să vă spun, în localitate, dar acum dacă toți suntem în satul Dobriceni, chiar mă pot mândri cu el, chiar dacă o să fie și critici, chiar o să fie de toate. Aici este Căminul Cultural. Prima mea lucrare mi-a adus aminte în 2012, m-am apucat de renovarea lui. Și aici, în Cămin, unde am venit și în campania electorală, aș putea spune că de aici, din Căminul ăsta, a plecat succesul meu spre a câștiga alegerile în 2012 și pentru mine rămâne în amintire în eternitate. Mai ales prin faptul că suntem în satul Dobriceni, unde acest sat a contribuit foarte, foarte mult la succesul meu. Deci aici am fost votat în, aș putea spune, covârșitor pentru adversarii mei. I-am pus la punct, într-un cuvânt. Și tot aici sper eu și peste o lună zile se întâmplă tot același lucru. Toate lucrurile de aici nu am reușit să-l bag pe CNI, deși pe CNI era trecut când am venit eu în 2012, era aprobat. Am văzut că totul este greu, e acolo, te-a put ca an de zile, te duce până să faci un asemenea obiectiv și l-am reabilitat în bugetul local. Deci orice leuț care l-am băgat aici nu mi-a părut niciodată, că v-am zis, este un cămin de suflet, aș putea spune, pentru mine.